Magistrații Curții de Apel Craiova au respins recursul lui Vasile Moșoiu. Astfel, fostul primar al comunei Drăguțești a pierdut definitiv procesul prin care încerca să revină la primărie. Revocarea din postul de primar a fost făcută de prefectura Gorj imediat după alegerile locale, însă alesul spera că va avea câștig de cauză. Nu a fost așa, problemele penale pe care le are atârnând greu în fața judecătorilor. Vasile Moșoiu are la activ o condamnare la închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. După decizia instanței, în comuna Drăguțești vor avea loc cel mai probabil alegeri parțiale.